We are back după mai mult de 4 luni și ceva legat de starea de pandemie. Martorii lui Justinian revin cu un subiect de foc în dreptul civil, cu un invitat special, martora Ina Jimbei, lector universitar la Departamentul Procedural Universității de Stat din Moldova. Salut! Bună ziua! Bună ziua, bine v-am găsit, mulțumim că ați acceptat invitația. Mulțumesc pentru invitație. Noi vom vorbi despre abuzul de drept și noile norme după modernizarea codului civil. Sigur că nu putem vorbi despre abuzul de drept fără ca să menționăm despre principiul bunei credințe. Pentru că abuzul de drept este o emanație a acestui important principiu în drept civil. Noile norme cu privire la bună credință care au fost menționate în codul civil după 1 martie 2019, oferă participanților la circuitul civil instrumente suplimentare pentru a obține dreptate și echitate. În același timp, sigur că se poate crea așa o situație ca ele să fie folosite abuziv, dacă vrem, pentru și să determine o destabilizare a circuitului civil. Haideți să vedem. Principiul bunei credințe este o normă de drept material care ne prescrie un anumit comportament sau este ceva mai larg? Este o standard de comportament, este un instrument pus la mâna instanței, la mâna judecătorului pentru a crea norme de conduită acolo unde vede că este inechitabil să aplici legea formală așa cum este. Max, ce crezi? Eu cred cu siguranță că asta e un instrument, asta nu e doar o normă pe care o aplicăm cumva by default, este un instrument și este un instrument larg care de-a lungul timpului și din fericire acum avem acest instrument și în dreptul nostru civil, în codul nostru civil modernizat, permite în primul rând, în opinia mea, judecătorilor să corecteze acele inechități care pot apărea în raporturi civile, inclusiv în cazurile când aparent un drept este, dar el este exercitat abuziv. Și asta e foarte important. Mai mult decât atât, abuzul de drept este continuarea practică, aș spune, a principiului bunei credințe. Deci noi, prin prisma abuzului de drept, aplicăm acest principiu bunei credințe atunci când el nu este aplicat așa cum ar trebui să fie aplicat sau cum ne-l închipuim. Ai zis că judecătorul este un instrument la mâna judecătorului. De aia, asta este explicația de ce o avem aici pe Ina, care o să ne spună. Noi o să vorbim despre ce credem că ar trebui să facă judecătorul, iar Ina ne va spune cum va trebui să facă judecătorul acest lucru, dacă noi avem cumva dreptate. Ina. Da. De ce cred că la început trebuie să facem și o delimitare clară între niște aspecte aici? Pentru început aș vrea să zic că, deși abuzul în drept are un concept destul de unitar, adică îl vedem, este ideea asta de bază, de denaturarea scopului pentru care a fost creată norma, totuși trebuie să fim atenți că în dependență de, așa ne juridim vorbind, unde ne aflăm, adică suntem într-un cadru doctrinar, normativ, pe plan internațional, național, în diferite ramuri de drept, el va fi privit în mod diferit și se va concretiza în mod diferit. De asta și zic, este foarte important să facem această delimitare, pentru că avem abuz în exercitarea dreptului subiectiv civil și aici noi vom vorbi despre acest articol 13 și ce va face instanța, dar avem și abuz de drepturi procedurale. Și aici iarăși trebuie să facem o delimitare. Ea e doctrinară, dar are implicații practice. Pentru că se spune că ar fi, dacă vorbim anume de abuz de drept procedural, ar fi abuz general, adică atunci când vorbim de intentarea unui proces în general în mod abuziv. Și la nivel internațional o să găsim așa concepte ca abuse of legal process, de exemplu avem în convenție abuz de proces. Da. Sau, de exemplu, CEDO, un exemplu elocvent, abuse of the right of application, și aici el este ceea ce ziceam eu, curtea îl privește, are diferite accepțiuni acestui concept, dacă o să avem timp o să discutăm și despre ele. Și deja, iată,
dacă vorbim de abuzul, a doua parte, da, instituțională, adică iat, deja revenim acum concret la codul de procedură civilă, adică în cadrul formei judiciare, când avem abuz de drepturi procedurale. Aici eu pot puțin să-mi laud breasla, pentru că noi acest termen îl avem încă din 2003, de când a intrat în vigoare codul. Eu lăsa o replică aici. Dar, iarăși, vreau să zic, o să recunosc, termenul este... Dar este el folosit sporadic, să zic eu că un concept foarte clar, unic l-am avea, ok, na, nu pot acum să spun, mai mult se concentrează articolul 61 pe acest termen și anume indicând în calitate de scop, da, bazându-se mai mult pe scop, accentuând asta, tergiversarea procesului și inducerea în eroare a judecătorului. Mai există și ideea de exercitare cu rea credință care prejudicează o persoană. Nu întotdeauna este clar cum judecătorul va aplica abuzul în procedură, ce va face, cert este că codul spune că noi sancționăm persoana doar cu sancțiuni prevăzute de lege. Aici doar un mic moment vreau să spun, că noi totuși proceduriștii ne stăruim în primul rând să creăm un cadru legal ca să descurajăm în general abuzul, ca să nu permitem să se întâmple. Mai puțin pe sancționare ne axăm. Și un mic exemplu, iată, dacă ne aducem aminte, avocații aveau așa un obicei să atace închieri, care era clar că se atacă doar odată cu fondul, dar le atacau separat cu recurs pentru a tergiversa procesul. Judecătorii nu foloseau acest articol, din câte ce obțin știu eu, poate și au fost cazuri, dar nu știu când ar fi folosit articolul 61, care spune că judecătorul încetează orice acțiune abuzivă care duce la tergiversare. Nu, noi am avut nevoie să introducem expres în cod o normă care să spună că în cazul în care se depune recurs împotriva unei închiri care nu se atacă fondul, anexăm la dosar, noi dăm curs până se examinează fondul. Deci, da, regulile de procedură sunt mult mai rigide decât dreptul privat. Asta și este, da. Este natural. Mă bucur că colegii noștri proceduriști, cum ai zis tu, folosesc concepte de drept civil în procedura civilă. Eu cred că Max exact asta a vrut să zică. Spuneam că abuzul de drept este emanația principiului, este una din emanațiile principiului bunei credințe. Articolul 10 din Codul Civil ne spune că subiecții de drept civil, în primul rând, în exercitarea drepturilor sale, trebuie să se comporte cu bună credință. O să observați că bună credință este pusă în fața și a legii, și a ordinii publice, și a bunilor moravuri la tot. Deci, atât, de când avem acest standard de comportament, da? Nu doar bună credință în sens subiectiv atunci când reprezintă acea eroare scuzabilă, că n-am știut și n-am avut de unde să cunosc. Da, dar în calitate de standard de comportament care înseamnă onestitate, loialitate, să nu vătămezi pe partenerul tău de contract sau alți subiecti în exercitarea drepturilor tale subiective, sigur că a fost nevoie să stabilești și consecințele pentru exercitarea, hai să spunem, nu cu bună credință sau cu rea credință a drepturilor. Și atunci urmează să vedem în ce mod este sancționat la noi abuzul sau este stopat abuzul de drept. Sunt absolut de acord cu Ina că abuzul de drept material este altceva decât abuzul în procedură, în procesul civil și noi vom vorbi astăzi exact despre aspectele atunci când abuzezi de dreptul material. Împreună cu Ina o să încercăm să vedem aspectele procesuale ale abuzului în dreptul material. Dar vreau să încep cu norma, articolul 13, da, care sună în felul următor. Niciun drept subiectiv nu poate fi exercitat predominant în scopul de a cauza alte persoane un prejudiciu sau a-l dăuna în alt mod. Observăm câteva momente. Exercitarea dreptului. Deci un drept subzistă. Deci eu am acest drept. În primul rând vorbim despre un drept. Doi. Exercitat cu scop predominant pentru a dăuna altei persoane. Și atât aici vreau să abordez câteva aspecte. Este sau nu oximoron abuz de drept? Pentru că conceptul că atâta timp cât eu am un drept care e prevăzut de lege, eu am prerogative legale de a-l exercita. Pot eu să abuzez de ceva care este prevăzut în lege? Și doi,
ce înseamnă predominant? Asta presupune intenție, asta presupune să urmăresc exact, nu altceva decât să-ți dăunesc ție, sau a treia, ceva care putem să dezbatem acum. Deci eu cred că în mare parte, dar nu, practic toate codurile moderne, toate legislațiile moderne civile, și în dreptul continental, dar și în common law, de ceva timp, cu siguranță, abuzul de drept nu este un oxymoron și s-a ajuns la un concept din raționamente practice. Deși viața ne-a arătat că este mult mai bogată decât imaginația noastră uneori și deși eu aveam un drept, eu puteam să-l exercit nu cu bună credință, nu așa cum e prescris, nu așa cum ar fi trebuit să fie. Și atunci, tot legea îmi dă acest instrument ca să mă apăr când cineva îmi dăunează mie. Cel mai mult această doctrină a fost dezvoltată în Franța, ulterior în Germania, încă din secolul XIX. Au fost cazuri foarte renumite, în primul rând în materia proprietății, când era concepția clasică, prea liberală, cum spun unii, că eu sunt proprietar și eu pot să-mi exerc toate atributele de drept de proprietate fără nicio limită. Și atunci cumva a venit ideea de solidaritate socială, unde, da, deși eu am acest drept, este o anumită limită, totuși când depășește buna credință și trebuie să se protejăm și alții care ar putea să aibă un interes. Eu înțeleg așa, că, de fapt, nu că înțeleg eu, oricare drept care ni se oferă nouă de legiuitor, are un scop, da? Are o finalitate. El nu este oferit subiectului de dragul de a avea un drept. El urmărește o finalitate socială, economică. Da? Și atunci, noi vorbim despre exercitarea corespunzătoare a unui drept atunci când încercăm să obținem această finalitate. Da? Spre exemplu, eu am o creanță, mă adresez în instanță de judecată, pentru ce? Pentru a obține înapoi ceea ce mi-erai tu dator. Dar haideți să vedem cum trebuie să facă judecătorul, cum el urmează să înțeleagă că un drept este exercitat în scopul obținerii finalității sale sau în scopul de a dăuna alte persoane. Iată, eu cred că un exemplu, Max, dacă ți-ar veni în cap acum... Un exemplu, cred că, în mare parte clasic, care probabil cineva din voi deja l-a auzit, este cu plata datorată și când debitorul, spre exemplu, achită, alege o modalitate prin care el nu doar dorește să ajungă la finalitate ca să achite, dar dorește să-i arate creditorului sau să-i dăuneze într-un mod. Ok. Da. Ai o datorie de 100.000 de lei, banca te bate la cap să întorci datoria, tu ai depășit termenile și tu, supărat, scoți 100.000 de lei din cont și mergi și schimbi monede, în 100 de saci de monede și le aduci la bancă și zici, n-avă creditul, da? V-am întors. Apropo, a fost așa un caz în China. Ok, haideți să vedem în situația asta. Moneda de plată este leul moldovenesc. Da. Da. Formal eu achit în lei. Deci formal eu corespund, da, exact, fac tot ceea ce trebuie. De ce eu, ca și creditor, aș avea un instrument să mă protejez și să zic că tu faci abuz de drept? De ce? Eu sunt debitor și zic 100.000 de lei, eu sunt dator în monedă națională, primește-i. A, că ai treabă de numărat, de închis filiala și trebuie să lucrezi o zi întreagă numai ca să numeri monetele? Dar asta e problema ta. Și atunci, în instanță, ce probatori avem noi? Cum eu, în calitate de reclamant care încerc să mă apăr împotriva, ca să nu recunosc asta ca stingerea obligației, da? ca și acțiune care a dus la stingerea obligației, ca să refuz să primesc monetele? Deci eu va trebui să probez că el nu simplu își execută obligații. Adică costurile lui de a transfera 100.000 de lei din cont pentru a stinge datorie era un click la computer. Plus, dar niște comisioane, spre să spunem. Deci, dar costurile mele ca eu să calculez monedele care mi le-au transferat pot fi evaluate mult. Adică beneficiul care îl are el de la această operațiune sunt infim de mici decât disconfortul care mi-l produce mie. Și va fi suficient ca eu instanță să demonstrez asta pentru ca instanța să înțeleagă că dreptul este exercitat preponderent pentru a mă vătăma pe mine, dar nu pentru a stinge obligația.
în general, depinde care va fi pretenția, știi, mei acțiunii. Evident că dacă o să ai un probatoriu bun, să-ți dovedești, în primul rând, trebuie mai decât să dovedești bine, iar intenția. Faptul că scopul lui Catar nu a fost să execute obligația, dar o leac să mă șicaneze. Șicana, da, asta este o formă. Evident, în baza articolului 10, judecătorul ar putea aplica articolul 13 din cod, ar putea aplica normele respective și deja să acționeze ca atare. Și zic, aici poate este momentul să atragem atenția la alineatul 2, da, din codul civil, pentru că este un moment foarte important. Deci, în cazul abuzului de drept, instanța judecată, ținând cont de natura și consecințele acestuia, refuză titularului în apărarea dreptului subiectiv exercitat abuziv sau, după caz, îl obligă la încetarea exercitării abuzive. Da. Aici cred că trebuie să fim foarte atenți și să nu înțelegem cumva că refuză în apărare. Ar fi cumva acest concept de inadmisibilitate acțiunii în limini litis. Okay. Adică... Hai pe rând. Deci... Eu sunt banca care am primit 100 de saci sau, nu știu, 10 saci cu monede. Eu înțeleg că trebuie să închid filiala pe o săptămână ca să număr monedele. Și înțeleg că el abuzează, debitorul meu abuzează de drept. Eu nu vreau să primesc banii ăștia în calitate de mijloc de plată pentru a stinge obligația. Eu mă adresez în instanța de judecată și cer instanței să recunoască că el nu și-a stins obligația. Deci, prin faptul că abuzează de drept, eu cer instanței ca ea să refuze a recunoaște că asta ca stingerea obligației. Deci atât cer eu ca și creditor. Și acum sunt absolut de acord cu tine când instanța nu poate să decidă asta la etapa primirii cererii de chemare în judecată. În cazul vostru aici nici nu s-ar pune, cred că, discuția. În cazul respectiv nici nu s-ar pune. Cred că ar trebui să luăm alt exemplu. Un alt exemplu ar fi pentru... dar cred că deja, dacă am început să discutăm, până a trece, deja a revenit la speță, trebuie, zic, totuși să facem această clarificare. Că, în sens că să ne imaginăm că ar veni în instanță reclamantul și judecătorul ar înțelege de la început că procesul este intentat abuziv. Pentru că, în sens material. În sens material, dar noi nici în sens procesual nu am putea face nimic. Zic încă o dată, refuzul ăsta care este prevăzut în alineatul 2 se referă la latura materială a apărării, adică judecătorul va decide, da? Probabil asta s-ar concretiza în respingere acțiunii. Deci fără examinarea fondului noi nu avem cum să... Cu siguranță, dar dacă revenim la acest abuse of legal process care ziceam mai înainte, da? Iată, sau CEDO, ei au acest mecanism să declare inadmisibil încă de la începutul o acțiune, nici să nu o examineze, dacă este abuzivă. Și am zis că ei, CEDO, privește diferit acest moment. De exemplu, un temei de inadmisibilitate pentru abuz ar fi criticile foarte dure, dar iarăși nu cumva neconstructive. Zic dure, limbaj licențios împotriva curții. A fost un caz, de exemplu, Ždanov și alții împotriva Rusiei, unde eu n-am să repet cum s-a exprimat acest aplicant, dar de genul cotoranții și am să vă torturez cu litri de vodka, a zis așa ceva și atunci curtea a spus ne cerem scuze, este inadmisibil. Ideea este că noi așa mecanism nu avem. Nu avem, evident. Și ca să fim dat clar, instanța nu ar avea în mod normal, nu ar avea niciun temei să refuze. Să refuze, de exemplu, da, nu, nici într-un caz. Deci nu e refuză de la 161 sau refuză în general în apărare, în sens procesual, în sensul accesului la justiție, niciun caz. Instanța va refuza în apărarea dreptului celui care abuză, face abuz de acest drept, după examinarea multiaspectuală și pronunțarea unei hotărâri. Așa, trebuie să finalizez o astfel de... Presupun că asta, dar cred chiar asta are în vedere alineatul 2 și nici de cum nu face legătură cu refuzul din 169, din ce cu siguranță. Dacă să finalizăm cu examinarea speției care am pus-o în discuție, ceea ce e la alineatul 2 care sună în felul următor, instanța de judecată, ținând cont de natura și consecințele acestea, refuză titularului în apărarea dreptului subiectiv exercitat abuziv. Deci dreptul debitorului exercitat abuziv este să-și stingă creanța cu banii pe care îi are. Da? În cazul în care el a mers intenționat și a schimbat din bancnote în monedă, special ca să mă șicaneze pe mine,
s-ar putea crea impresia că el, da, într-adevăr, face asta nu pentru a stinge obligația, dar pentru a mă pune pe mine în dificultate. Și atunci refuzul în apărarea dreptului înseamnă că instanța va pronunța o hotărâre la cererea reclamantului, prin care refuză să recunoască asta stingere a obligației. Da? Și iată ce înseamnă abuz de drept. Tu ai dreptul de a stinge obligația cu monedă, dar sigur că dacă ai făcut-o în mod abuziv, atunci instanța nu trebuie să tolereze. Noi, ca și societate, nu trebuie să tolerăm exercitarea abuzivă sau exercitarea cu rea credință a drepturilor. Noi trebuie să ne comportăm cu bună credință, loial, onest în relațiile noastre. Și atunci, dacă tu faci ceea ce ai făcut nu pentru a obține finalitatea economică a dreptului tău, dar pentru a dăuna creditorului, atunci instanța iată are acest instrument. Iată, dacă îmi permiteți, eu aș vrea, noi am discutat aspectele foarte importante. Primul, noi am spus care e conținutul abuzului de drept, am spus care e finalitatea, cum procedează instanța. Și după mine este încă un moment, aici al treilea s-ar primi, că ăsta este un instrument care se aplică doar dacă noi nu avem alte instrumente prevăzute de cod sau de lege. Deci asta nu e o panacee pentru toate abuzurile de drept, pentru că s-ar putea, și noi să arătăm exemple. Max, foarte bine că ai menționat chestia asta, pentru că eu am vrut să revin la caracterul exercitat predominant în scopul de a vă tăma pe altcineva. Și cred că aici legiuitorul a avut în vedere nu doar faptul că el trebuie să fie îndreptat spre a aduce atingere, dar în primul rând că are un caracter extrem de rar întâlnit. Asta nu poate fi aplicat zilnic. Da? Asta nu este un instrument prin care îi oferă judecătorul dreptul de a face abstracție de prevederile legii. Dacă legea spune că tu ai un drept, atunci eu trebuie să argumentez sute de metri de hârtie, da. Pentru a arăta de ce, în cazul dat, aplicarea formală a dreptului duce la inechitate. În primul rând, judecătorul trebuie să vadă că dacă o să urmeze legea după litera legii, atunci o ajungem la o stare de inechitate. Pentru că normele sunt formulate general. Noi nu putem să avem soluție în lege la fiecare situație particulară. Și aplicarea mecanică, literară, a buchiei legii, uneori poate să ducă la situații din astea inechitabile. Și de aceea, principiul bunei credințe poate fi examinat ca un corector pus la îndemâna judecătorului de a aduce acel ideal social, echitatea, da? Când vede că aplicarea normei este inechitabilă, el să poată să facă abstracție. Dar aceste cazuri trebuie să fie extrem de rare și foarte atent abordate de către judecători. Eu aș vrea să aduc aici un exemplu relativ simplu, care poate să scoată în evidență ceea ce noi am discutat acum. Spre exemplu, avem cazul cu trei coproprietari. Este necesitate de a lua un act de administrare în relație cu un bun care este în coproprietate. Acum doi coproprietari spun, da, noi trebuie să luăm acest act de administrare pentru că el e eminamente necesar, a treilea coproprietar în mod abuziv refuză să ia acest act de administrare, să-și dea acordul. Aparent, dacă noi am aplicat de fiecare dată abuz de drept așa, ușor, atunci s-ar aplica articolul 13 și am revenit la consecința din alineatul 2. Dar, de ce noi scoatem în evidență caracterul extraordinar a aplicării articolului 13? Pentru că, spre exemplu, noi în 550 alineatul 3 avem o normă specială care reglementează această situație și în această situație noi avem un alt răspuns. Deci nu aplicăm alineatul 2, dar aplicăm 550 alineatul 3 care ne spune. Dacă acest coproprietar se opune în mod abuziv la efectuarea unui act de administrare, indispensabil menținerii utilității sau valorii bunului, coproprietarii interesați pot cere instanță judecată să suplinească acordul acestui coproprietar. Deci în această speță care noi am discutat-o nu se aplică alineatul 2 cu refuzarea exercitării dreptului sau obligarea la încetare, dar instanța deja trebuie să emită o hotărâre care să țină loc acordului coproprietarului. Iată un exemplu când încă o dată noi trebuie să reiterăm că asta are un caracter mai degrabă subsidiar și dacă nu avem alte norme speciale, aplicăm 13. În general, foarte multe norme din dreptul de vecinătate reprezintă o emanație principiului bunei credințe și a evitării abuzului de drept. Eu asta am vrut să spun când
vienas de procesališkai, drept procesal ce vėl deja din 2003 avem norma asta, eu am vrut să spun că la noi în genere din secolul 19, poate noi nu l-am avut reglementat. Păi dar... asta eu am avut în vedere, că noi l-am avut aici, așa l-am avut cu toții. Eu am în vedere că multe norme cu care noi deja suntem obișnuiți, dar ele pur și simplu sunt reglementate, de genul, inclusiv clauzele abuzive, dreptul de vecinătate, practic tot, multe limite... A pus poziții dominante în concurență, sigur, există și lucruri, da? Și astea sunt norme care au fost dezvoltate prin prisma instrumentului despre care noi am vorbit de abuz. Instanțele au avut un instrument inițial pe care l-au aplicat la speță practice. Asta a fost un mecanism flexibil, după care asta a devenit o normă. Și acum deja noi avem instrumentul în cazul în care nu este o normă care să limiteze acest abuz. Pe scurt, nici nu ne-a dat voie să mă laud o leacă până la urmă. Noi apreciem, nu există nicio concurență între civil și procedura civilă, pentru că civilul este... Mergem de mână, eu aș zice, nu concurență. Asta și facem asta. Și numește procedura civilă. Drept civil, procedura civilă, tot e vorbit. Haideți să vorbim despre formele în care se poate abuza de drept, așa cum este reglementat în codul nostru civil modernizat. Din câte eu înțeleg, eu desprind două forme. Da? Asta este șicana din articolul 13, da? Care spune că niciun drept nu poate fi exercitat cu intenția predominantă de a dăuna alte persoane. Și a doua formă pe care o întrezăresc în normele astea este ceea ce în dreptul continental se numește venire contra factum proprium sau conceptul de estoppel din dreptul englezesc, care înseamnă sancționarea comportamentului contradictoriu. Atunci când tu ai avut un comportament care care mi-a determinat, eu m-am bazat pe comportamentul tău și am avut o încredere că vei proceda într-un anumit fel și în funcție de aceasta eu mi-am construit propriul comportament. Regăsim această formă a abuzului de drept în alineatul 2 din articolul 11, care sună în felul următor. În special este contrar bunei credințe ca o parte să acționeze în contradicție cu declarațiile pe care le-a făcut anterior sau cu comportamentul pe care l-a avut anterior, în cazul în care cealaltă parte, în detrimentul său, s-a bazat în mod rezonabil pe acele declarații sau acel comportament. Probabil până o să revenim la șcană, dar vreau să discutăm acum un exemplu aici care ar pune în evidență în ce mod se poate abuza de drept prin prisma alineatului 2, articolul 11 și cum soluționăm această problemă. Iată, în mod special, acum că suntem în pandemie și există o mulțime de posibile litigii legate de contractele de locațiune, ne imaginăm situația că ajungem la finalitatea unui contract de locațiune, locatarul nu vrea să continue acest contract pentru că nu mai are suficiente mijloace. Locatorul îi spune ok, eu îți ofer o reducere de 30% la plățile de chirie. Ei fac un acord adițional la contract, locatarul îl semnează și îl transmite locatorul să-l semneze. Locatorul ia și relația continuă, el nu întoarce acordul semnat. Trece o lună după expirarea contractului, două, trei... Dar locatarul tot achit cu 30% mai puțin deja. Iar locatarul deja plătește cu 30% mai puțin. Nu întoarce contractul semnat, spune că ba l-a uitat, ba în mașină, ba data viitoare ți-l aduc. În felul ăsta, 5-6 luni, locatarul plătește plata cu 30% mai puțin. La scurgerea acestui termen, locatorul zice, face o reclamație locatarului și spune, te rog frumos, plătește-mi diferența asta de 30% pe toate 6 luni în spate. Și penalitate, pentru că, sau dobândă de întârziere, hai să spunem, dobândă de întârziere. Păi iată, haideți să vedem, cui trebuie să oferim protecție în situația dată? Amintesc condițiile. Locatarul nu mai dorea să rămână acolo pentru că nu avea fonduri. A rămas doar grație sau datorită faptului că locatorul i-a promis o reducere de 30%. 6 luni de zile el a acceptat plata cu 30% mai puțin. Deci iată, noi suntem ideal în situația alineatului 2, articolul 11. Formal, locatorul în contract are plata cea mai mare cu 30%. Corect sau nu? Respectiv, formal el are dreptul să ceară aceste 30%. Da. Întrebarea care ne-o punem noi în situația dată, a procedat el onest, loial, corect? Cui trebuie să-i oferim protecție în situația dată?
celui care are pe hârtie ceva care a procedat contrar propriilor sale afirmații sau celui care s-a avut încredere în aceste afirmații și și-a construit comportamentul în funcție de, de promisiunile primului? По мне, кред, практика на întrebare deja есть еще răspunsul, cu siguranță, prin prisma neatul, articolul 11, neat 2 și articolul 13, trebuie să-i oferim aici, ar fi echitabil și rezonabil, să-i oferim protecție locatarului, care s-a bazat pe comportamentul, într-un fel și pe declarațiile, de principiu, deja depinde ce putem să probăm, dar cred că comportamentul aici ar fi, de principiu, mai ușor să-l... Sau problem, pentru că este evident că dacă o persoană diligentă, rezonabilă, timp de 4, 5, 6 luni nu înaintează pretenții, când vede că nu se execută obligație și el doar peste 6 luni revine la asta, mai ales având în vedere că din comportament reieșea că ei s-au înțeles altceva, atunci cu siguranță el nu este de bună credință și asta e protecția oferită. Eu aș spune că un comportament în contradicție cu cele afirmate ale tale nu neapărat înseamnă rea credință, dar în situația care o discutăm noi, asta ar denota o rea credință din... După mine aici este încă un aspect important pentru că se menționează în alineatul 2 că s-a bazat în mod rezonabil. Deci nu doar că cealaltă parte a avut un comportament contradictoriu, dar și eu în mod rezonabil m-am bazat pe el. Păi asta este o legătură indisolubilă, da, trebuie să fie, da, între acțiunile tale și determinarea, rezultatul acțiunilor tale ca eu să am un anumit comportament. Ceea ce am vrut să scot în evidență suplimentar aici, comparativ cu exemplul care l-am discutat anterior cu monetele, și articolul 13. În cazul dat, deși el este o formă a abuzului de drept, noi nu vom beneficia de protecție în baza articolului 13, pentru că aici va trebui să demonstrăm că el a acționat cu scopul de a dăuna celelalte părți. Dar aici el nu neapărat urmărește scopul să dăuneze locatarului. El aici urmărește mai degrabă să-și primească toată suma din contract. Să urmărească propriul interes. Și atunci noi soluția acestui abuz o găsim în articolul 14, interdicția invocării așa numitei propriei turpitudini, da? Sau propriul comportament ilicit sau de rea credință, care spune că nicio persoană nu poate invoca la întemeierea pretenției sale fapta ilicită sau de rea credință pe care a săvârșit-o sau la care a participat și nicio persoană nu poate obține un avantaj din comportamentul său ilicit sau de rea credință. Deci, dacă eu am avut un comportament de rea credință, iar comportamentul acestei persoane este de rea credință, eu nu pot obține un avantaj. Astfel încât, dacă eu cred așa, dacă eu voi putea să probez în instanță, că în pofida faptului că noi avem un contract cu 30% mai mult scris, dar iată, au fost împrejurările care noi le-am discutat, atunci el încearcă să obțină un avantaj din comportamentul său de rea credință și o să cer instanței să nu-i ofere acest avantaj. Dar instanța, interesant, va aplica totuși mecanismul privos la alineatul 2, articolul 13, va refuza acestui locator în apărare, în sensul că îi va respinge acțiunea lui când va solicita asta? Eu cred că nu. Eu cred că el îi va refuza pe alineatul 2 din articolul 11 și articolul 14. Pentru că este o componență specială, este o dispoziție specială la articolul 13, care eu trebuie să demonstrez intenția de a vătăma sau preponderent, nu doar să obțin plata de chirie, dar încă și să-l vătămez pe locatar. Dar eu nu urmăresc, nu neapărat caut să-i cauzez o daună. Într-un fel, eu înțeleg așa, instanța ar trebui să argumenteze foarte bine care este comportamentul contrar, care este aplicabilitatea alineatului 2 și într-un final să spună ce. Că locatorul în cazul de față nu poate să obțină un avantaj din comportamentul sau de rea credință și tocmai de asta pretenția de a încasa diferența și dobândă neîntârziere. Cum este? Neîntemeiat? Sau eu refuz în apărare pentru că este abuz? Deci eu cred așa, este abuz, dar nu în sensul abuzul reglementat la articolul 13. Deci eu dacă aș fi judecător, eu aș începe argumentarea în felul următor. Potrivit contractului din data de, locatorul are dreptul la plata cu 30% mai mare. Da, am stabilit fapta. Acum, constat că el a avut comportament de rea credință. Și arăt cum. El a negociat, el a primit proiectul contractului semnat. De exemplu, avem mail-uri sau discuții, sau marturi sau nu știu ce. Și arăt că el a avut un comportament, arăt legătura dintre
determinarea locatarului să rămână în acest spațiu închiriat doar de promisiunea de a reduce cu 30%. Pentru că el spune, dacă eu plătesc, eu nu pot în continuare să-ți plătesc chiria asta. Și locatorul ce a zis? Eu îți ofer un preț mai mic cu 30%. Doar asta l-a făcut pe locatar, l-a determinat să rămână aici. Acum el 6 luni a plătit chiria mai mică. Deci eu voi formula și asta în hotărâre, pentru a arăta de ce eu fac abstracția de la dreptul formal, da, de la contract. Pentru că în contract e scris expres cum trebuie să fie plata. Și eu trebuie să justific de ce eu, ca judecător, refuz să aplic contractul, funcția aceea de corectare, care spuneam, a principiului bunei credințe. Deci judecătorul înțelege că dacă va aplica expres litera legii, care este prevederea contractului, atunci asta va duce la o situație inechitabilă. Și el nu poate să obțină. Apropo, și asta trebuie să invoce părâtul în calitate de apărare sau cumva instanța ar putea să o facă? Din oficiu? Nu, în cazul ăsta întrebarea este foarte bună. Cine și când poate invoca abuzul? Doar părțile sau instanța trebuie să o aplice din oficiu? Dar în cazul dat, eu nu știu dacă părâtul, dacă nu se va apăra, dacă instanța poate să observe sau să înțeleagă că este abuz de drept. Da, dar eu sunt sigur că sunt alte situații în care instanța de judecată poate să observe abuz de drept din partea unui subiect și chiar dacă nimeni nu îl invocă, să pună în discuție în proces, așa după exemplu cum este reglementat la nulitate, da? Că când instanța de judecată vede un temei de nulitate absolută, el este obligat să-l invoce. Și aici e momentul ușor al problemei, pentru că legea spune expres că judecătorul poate din oficiu constata nulitatea. Și aici e simplu, da? Aici nu o să avem foarte mari probleme. Eu intuiesc așa, dacă noi vorbim concret deja de articolul 13 și nu de forma specială din 14, eu citesc și înțeleg norma așa. În cazul abuzului de drept, virgulă, instanța de judecată, virgulă, ținând cont de natură și consecințele, refuză. Depinde cum, cu ce dispoziție și cu ce mindset citești această normă. Eu aș înțelege, eu înțeleg că din punct de vedere a procesului... Contradictorialitate, egalitate și tot așa mai este o disonanță între această normă și principiile de drept procesual civil, dar totuși, eu văd cum, prin prisma dreptului material, instanța s-ar putea cel puțin să invoce asta în cadrul procesului, să ridice întrebarea, să analizeze. Eu ziceam, pentru judecător român ar fi mult mai simplu acolo unde se dă așa prăghii și au... Procesul lor civil e guvernat de principiul aflării adevărului și chiar judecătorul expres îi spune că nu este legat de încadrarea juridică a situației și atunci judecătorul vede situația de fapt și o încadrează juridic. La noi polemici sunt foarte multe la acest aspect. Eu sunt de acord, discuții nu se termine niciodată atât timp cât nu vom avea o normă în dreptul material care le-ar învredni în principiu judecător să procedeze în felul ăsta. Dar dacă să urmărim scopul aplicării dreptului, da, dacă și interesele justiției, dacă judecătorul vede un abuz din partea subiectului și el îl pune în discuție și întreabă, dar nu vă pare cumva că aici este o situație de încălcare, de rea credință și abuz? Și iată, eu, după ce a pus în discuție, dacă el vede inechitatea, pentru că principiul bunei credințe este acel corector pus la îndemâna judecătorului de a corecta dreptul formal. Da? Și dacă eu vede că dacă voi aplica litera legii exact așa cum ea e scrisă, o să suferi un subiect și asta duce la inechitate, atunci eu, dacă aș fi judecător, eu aș îndrăzni să argumentez o hotărâre prin care arăt de ce eu fac abstracție de dreptul formal și aplic dreptul așa cum îl înțeleg judecătorul, da, prin prisma principiului bunei credințe și evitarea abuzului de drept. Apropo, noi dacă vorbeam despre forma asta specială din articolul 14, ar fi bine să menționăm pe aspect comparat că în articolul 10 din Codul Civil al Federației Ruse, formele astea sunt cumva corp comun, ele merg în același articol. Și la noi s-au mers pe altă cale ca să le separe, să evidențeze diferite forme și mi se pare că asta e ok. Eu aș spune mai mult, nu doar ok, este mult, ne oferă o protecție mult mai largă, pentru că instanța va sancționa sau are posibilitatea să sancționeze oricare comportament de rea credință sau ilegal, prin forma să nu poți obține un avantaj sau să nu poți invoca
la baza pretențiilor sale. Iată, imaginați-vă și o situație. Noi chiar avem un caz la birou în care o persoană invocă în susținerea pretențiilor sale că un contract care l-a semnat în calitate de reprezentant a unei părți, de fapt, a fost semnat în numele său și a apelat la această mașinărie sau construcție juridică pentru că era în proces de divorț atunci și pentru a nu obține proprietate care urmează să o partajeze cu soția sa. Da? Și el cere să fie recunoscut parte la contractul acela de vânzare, cumpărare, care a îndobândit un apartament. Da? Deci el invocă că acolo a fost altceva decât în realitate, că a fost o simulare de parte la contract. Și atunci el zice, eu am avut un comportament, nu știu dacă nu e ilegal, atunci cel puțin de rea credință. Pentru că eu ce am vrut să fac? Să scot din proprietatea care ne scuvine familiei un bun care ulterior să fiu doar eu proprietar. Asta denotă cel puțin rea credință. Și atunci, în baza acestei norme, instanța de judecată trebuie să spună nicio persoană nu poate invoca la întemeierea pretenției sale fapta ilicită sau de rea credință pe care tot ea a săvârșit-o. Și iată, procesual asta ce ar însemna? Dacă eu vin și fac astfel de afirmație în susținerea că eu sunt parte la contract, instanța ce trebuie să zică? Tu ești de rea credință și atunci eu fac abstracție de argumentul ăsta și de probele toate care le-ai adus în favoarea asta. Și atât tot aici. Eu, o secundă, Max, la procesualist am întrebare. Am zis că eu cred că trebuie un curaj foarte mare acum, reșind din cadrul normativ material care îl avem, judecătorul să facă asta singur. Știu dacă în practica rusească, practică cu timpul s-au format, da. Și judecătorii din oficiu invocă. Eu m-am ajutat și curtea lor supremă. Probabil. Da. Și oamenii de știință. Da. Da. Și bine că noi am ridicat astăzi această întrebare. Eu cred că aici urmează încă mult discutat și deliberat la acest aspect. Dar cel puțin pot constata că la moment să afirm cert că poate să facă judecătorul asta... Tot spui din oficiu, dar eu, iată, nu din oficiu, eu mă apăr. Reclamantul spune, eu am semnat în calitate de reprezentant pentru ca să nu obțină pe soția mea dreptul la jumătate de apartament. Și atunci eu ca părât, zic, onorată instanță, dumneavoastră trebuie să ignorați aceste afirmații și aceste argumente în temeiul alineatul 1, articol 14, care spune că nicio persoană nu poate obține avantaj din comportamentul său. Sigur, dacă e vorba de invocare în calitate de apărare, da? Sigur că de aici nu mai văd o problemă. O invoc ca apărare, asta poate iei forma cerere convenționale într-un mod careva. Spre exemplu, dacă aplicăm în acest caz de articol 13 alineatul 2, poate fi vorba de vreo cerere convențională aici? Acțiunea reconvențională, ce și acțiunii civile, evident trebuie să aibă obiect, temei, deci aici nu avem pretenții, temei. Adică se invocă ca o apărare, material juridic. Ceea ce în dreptul nostru material se numește pe cale de excepție. Da, deci ce a introdus... Nu pe cale de acțiune, dar pe cale de excepție. Ar fi, da, mai simplu, în referință, eu scriu că asta este abuz de drept. Și, ca o apărare. Da, noi spunem obiecții, voi excepții. Avem folosit doar cu ocazia excepții de tardivitate în cont de procedură. Ok, eu mai am o întrebare care cred că e importantă. Cum credeți, iarăși revenim în Codul Civil al Federației Ruse, este abhod zakona, ocolirea legii. Prin prisma... Eludarea, da. Nu știm așa cazuri, din păcate ele sunt în practică. Asta s-ar încadra cumva în articolul 13 sau poate 14? Așa ca să, pe baza unui exemplu, cred că o să ne fie la toți mai clar. Normele cu privire la achizițiile publice, care spun că toți banii publici se cheltuie prin procedurile speciale. Da. Și doi șmecheri, care una este autoritatea publică și unul companie de construcție, fără a avea niciun fel de contract, compania de construcție începe lucrările de reparații la sediu, a făcut lucrările și pune pe masă autorității actul de predare primire a lucrărilor. În lipsa unui contract. Autoritatea semnează, constructorul solicită plata, primește refuz de la autoritate, spune eu nu pot să plătesc pentru că am
reguli speciale, eu trebuie să fac licitații, n-am făcut licitații, respectiv nu pot să-ți plătesc. Constructor merge în instanța de judecată și zice, da, eu nu am un contract, dar eu am făcut lucrările, așa că fiți buni, în baza normelor de îmbogățire nejustificată și plătiți-mi ceea ce mi se cuvine mie, pentru că de altfel autoritatea se îmbogățește. Iată, dacă să mergem după litera legii, atunci, aparent, da, cineva a lucrat, cineva n-a plătit, s-a îmbogățit, trebuie să-i fie restituit ceea ce îi se cuvine. Acum, însă, noi înțelegem că asta s-a făcut, nu e o întâmplare, dar pentru a ocoli normele normele imperative de ordine publică, care stabilesc un comportament anume. Și iată, în situația dată, este un abuz de drept, cu siguranță, dar eu văd aplicarea normelor de la nulitatea actului pentru încălcarea ordinii publice prin prisma articolului 1192, dacă nu greșesc, de la normele cu îmbogățirea nejustificată, ilegalitatea, care rezumatul este așa, că dacă părțile la un contract declarat nul au săvârșit o ilegalitate, atunci pretenția de restituție este exclusă în vederea asigurării scopului normelor care au stabilit această interdicție. Deci, în esență, noi ar trebui iarăși să vedem cazul specific, să vedem dacă, spre exemplu, se aplică norme speciale de la îmbogățire sau dacă asta nu e încălcarea ordinii publice sau bunilor moravuri și dacă totuși noi ajungem la concluzia că nu s-au încălcat ordinea publică, spre exemplu, sau bunile moravuri, iată, rușii spun că abhod zakon ar putea să fie abuz de drept, eludare legii. La rușii eludarea legii este expres prevăzut că este abuz. Noi o să vedem pe ce cale o să meargă practica. Noi suntem la un început de cale de a discuta principiul bunei credințe, aplicarea principiului bunei credințe și abuzul de drept în dreptul nostru civil. Astăzi am avut o sesiune în care cred că mai multe întrebări am ridicat decât soluții am oferit și nici nu cred că ele pot să existe aici. Ina, ce vrei să spui în concluzie? Pentru început, vă mulțumesc încă o dată pentru invitație. Chiar au fost discuții foarte interesante și da, sunt absolut de acord că noi doar am început o discuție și da, am ridicat foarte multe întrebări la care încă urmează să fie date răspunsuri. Dar avem încă foarte mult de discutat și încă foarte mult de analizat, dar că s-a început discuțiile deja mai activ, asta este foarte bine. Ori dreptul trebuie să fie aplicat conform finalității lui. Și dacă facem toți asta, o să obținem acea justiție la care toți așa de mult visăm. Ce obțin declarativ. Eu pot doar să adaug, latinii aveau maximă. Ути, но на буте. Узяза, дар ну абуза. Анказ на астрофи экзерчите, дар ну абуза. Eu cred că avem nevoie de judecători îndrăzneți care să aplice aceste extraordinare norme în codul nostru civil. Este un instrument de excepție pus la îndemâna judecătorului pentru ca el să poată să facă o adevărată justiție, echitabilă, așa cum o înțelege un complet concret de judecată, ori justiția în aplicarea principiului bunei credințe întotdeauna este o justiție post factum, dar ex post, și ea denotă ca și orice care se întâmplă retrospectiv anumite riscuri. Sigur, trebuie să ținem cont că asta se întâmplă exact între părțile acelui litigiu. El nu poate să aibă aplicabilitate universală, o soluție a unui judecător într-un astfel de caz, decât în cazul în care în alta curte supremă de justiție nu va decide că asta este un precedent aplicabil tuturor astfel de cazuri. Sunt sigur că vom mai reveni să discutăm despre acest subiect. Mersi. Domnul Fremci, că Ministerul Justiției vrea să excludă dreptul avocaților străini să reprezinte statul Republicii Moldova în instanțele străine și arbitraj, mai nou. Max, asta este un atac direct la securitatea economică a statului. Sunt sigur că o să culegem roadele curând la prima hotărâre de 800-900 de milioane care va trebui să o plătim tot noi. Nu, da. Dar n-ai cum să limitezi sau să excluzi dreptul ăsta avocaților străini. Ei nu abuzează Ministerul Justiției. Ministerul Justiției, ути, но на буте. Снято!